I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy. Acești prieteni, eu sunt Denisa și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În vlogul de astăzi avem un vlog cu produse de la Notino, pentru că mai sunt câteva zile și trebuie să plecăm în concediu, așa că am zis să mă asigur că am toate produsele de care am nevoie și că nu o să duc lipsă de absolut niciun produs, și o să am acolo tot ceea ce îmi trebuie, pentru că eu am prostul obicei atunci când plec mai multe zile de acasă să uibă crema de față, ba lucruri extrem de importante. Am câteva produse noi și câteva produse pe care le mai am și am zis ok. Am descoperit gama de la Neutrogena, o gamă pe care eu o ador, cel puțin produsele pe care eu le am acum, și am zis hai să testăm mai multe chestii de la ei, să vedem dacă chiar au o calitate atât de bună pe cum mi se pare mie. Dar înainte să începem cu produsele de la Neutrogena, luăm cum vine la rând. Să știți că am scos eu foliile de protecție, am zis să vă scutesc de această foșneală și... Să începem! În primul și în primul rând vreau să încep cu fondul de ten de la L'Oréal Paris Infailibil Matte Cover 24 de ore. Este nuanța 200 și vreau să vă spun că l-am acum aplicat pe față pentru că nu am mai avut răbdare. Am crezut că mi-am comandat nuanța greșită, că este luat de pe internet, dar nu. Îl ador. Are un finish mat, dar are finishul acela mat, nu finishul ăla oribil de efectiv, nu mai ai nicio expresie, absolut nimic, pentru că pentru mine asta înseamnă mat. În afara faptului că ai fața mată, nu strălucește, nu nimic, mi se pare că ți-a orice expresie de pe față și mie nu-mi place treaba asta. Și am avut un pic de emoții, dar să știți că îmi place extrem, 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 extrem de mult. Stați să dau eu un pic camera asta mai jos, că mi se pare că zici că sunt la știri. Și mi-am nimerit și nuanța, v-am zis, nuanța mea este 200 și vine într-o cantitate de 30 de mililitri și a fost 40 de lei cumpărat de pe Notino cu reducere, pentru că au reducere pe Notino și vi recomand din tot sufletul. Deci arată superb pe față și mi-am cumpărat și am nimerit și culoarea și sunt foarte fericită pentru această treabă. Și tot pe din gama produse pentru față, am zis să-mi comand și o mască de față, că, na, mă duc în concediu, stau la soare, fața mea o să se usuce toată dacă nu-i aplic toate produsele cum trebuie și am zis, pentru seară, când mă pun eu în pat, să mai adaug și un pic de măscuță pe față. Scuze, ca să-mi găsesc eu motive să-mi cumpăr tot felul de chestii. Și este vorba despre o mască cu rodie, este un produs corean, este de la Misha și vine într-o cantitate de 19 grame. Și abia aștept să-l folosesc. Pe spate este absolut totul în coreană, dar presupun că este ca oricare altă mască. Aplici masca, o lași pe față 15 minute și apoi posibil să o lași pe față să se acționeze peste noapte, să nu fie cu clătire. Dar cel mai bine și cel mai bine, o să încerc eu să traduc cu Google Translate. Nu știu dacă o să reușesc, dar eu am să încerc. Vedem. Și mai am o chestie tare ciudată la care m-am uitat pentru că nu m-am putut abține. Și este vorba de acest beauty blender de la Real Technique, sponge. Nu știu ce să vă zic. Hai să vă zic pe aia dreaptă. M-am uitat la el și mă sperie. M-am dus și l-am umezit. Pentru că eu foloseam beauty blenderul de la Real Technique, cel portocaliu. Cel mai bun beauty blender din câte am avut eu. Deci, rezistă, e rezistent la tot. Și acum am zis, ia că am văzut că este produs nou acesta, am zis, ia să-l testez și pe acesta. Și vreau să vă zic că mă sperie și că e dubios rău de tot. Deci, are o textură, nu știu dacă vedeți voi, o textură dubioșică foc. Este așa, cu niște perișori pe ei, dar nu sunt perișori ăia ca de catifea. E un perișor de zici că este burete de vase. Și acum chestia ciudată e că atunci când l-am umezit, el nu și-a mărit deloc volumul. Dar zic să nu-l mai judecăm atât și să lăsăm să vedem dacă aș face treaba. Abia aștept să îl testez. Dar este tare, tare, tare dubios. Știți ce fac? Pun un pic de fund de ten aici. Și o să vin cu sculița asta să încerc să-l blenduiesc, să văd ce e de capul lui. Ia să vedem. Nu te crezi, mi-am făcut inimioare pe mână. Oh! Oribil. Nu. Nu. Deci, papă mult produs. Pentru că dacă pun aici apăs, mie mi se produs pe el. Oh! Nu-mi place. Dar
o să-i dau o șansă pe față. Deci arată oribil. Am aplicat 3 picături și el deja arată groaznic. În fine. În fine, las deoparte că nu vreau să mă supăr de la începutul vlogului. Voi l-aveți, dacă și voi v-ați luat chestia asta, lăsați-mi și mie un comment în secțiunea de comentarii cu părerea mea, cu părerea voastră despre el. Și acum, de la Essence, mi-am cumpărat și acest... M-a supărat că nu-mi place Beauty Blender-ul. Mă rog, mi-am cumpărat și acest Lip Care Booster. Vine într-o cantitate de... Stați să văd unde scrie cantitatea. 11 grame. Este cu ulei, are 10% ulei de lămâie. Și hai să vedem. Eu mi l-am luat pentru peeling. Să-mi fac și un peeling la buze. Miroase drăguț. Și hai să vedem. Dar are mai mult. Băi, frate. Nu. Asta nu face niciun peeling. Asta zici că e balsam de buze. N-are nicio particulă din aia abraziv în el. Pare mi se că astăzi mi-am luat cam multe țepe. Dar nu are nicio textură din aia abrazivă. Din contră, mi se pare că rămâne foarte lipcios. Și trebuie să fie un pic abraziv ca să ia pilița aia moarte după buze. În fine. Hai să vedem, ăstea mă dezamăgesc. Mi-am luat și două creioane. De la Essence. Acestea sunt. Este nuanța 202, My Mind. Așa. O, da. Îmi place extrem de tare culoarea. Ele vin într-o cantitate de 0,78 grame. Este Beba ce? Nu. N-am greșit eu. Vin într-o cantitate, v-am zis, de 0,78 de grame. Și îmi place extrem de mult culoarea aceasta. Zice că sunt produse vegane. Spun că sunt produse vegane, iar acesta este nuanța 402, Honey Style, Honey Steel. Vai cât de frumoasă este și această nuanță, este cea de aici. Și să știți că nu zgârie absolut deloc. Este el 8 lei, dar nu zgârie absolut deloc și abia aștept să-l testez, să văd dacă îmi ține rujul la locul lui. Că de-aia le cumpărăm. Așa, mai departe, ce mi-am mai cumpărat eu? Este vorba despre această apă termală de la Avem, pe care vreau decât să vă spun să o testați, este foarte bună, hidratează, răcorește și eu vreau să-mi iau pentru plajă, să o țin la rece în genduța aceea termală și pe lângă asta și pentru sală, dacă mai rămâne ceva din ea, dar trebuie să rămână pentru sală, pentru că eu la sală folosesc apă termală atunci când mă încălzesc. Vine într-o cantitate de 150 de ml și... Sinceră să fiu, este apa mea termală preferată din toate timpurile. Am mai testat apă termală, dar asta nu știu. Pare mie că preț-calitate este mult mai rezonabil decât restul. Iar acum, și cantitate. Calitate, preț și cantitate. Mai sunt câteva produse de la Neutrogena. Este vorba despre crema de față cu 25% SPF, este crema pe care eu o folosesc și v-am mai arătat-o și în vlogurile trecute. Vine într-o cantitate de 50 de ml. Este o cremă hidratantă și are și o protecție solară de 25%. Să știți că este testată dermatologic și este o cremă extrem de bună, pe care eu am de când a început vara, vreo 2 luni de când o folosesc. Cred că e a patra sau a treia recumpărare și îmi place extrem de mult. Așa că vi-o recomand din tot sufletul. Și la fel, preț, raport, calitate, preț, este minunat. Nu lipește, intră imediat în piele și am văzut că au și creme de la Neutrogena pe bază de gel. Și că aceea intră mult mai repede în piele. Pe mine nu mă deranjează că nu intră extrem de repede în piele la secundă, că nu mă grăbesc. Adică pe mine nu mă afectează niciun fel chestia aia când stau în casă de puțin gras. Că din contră, tenul meu uscat are nevoie de maximă hidratare. Făceam așa, că acum mi-am adus aminte de fondul de ten și voiam să văd dacă simt că mă strânge. Nu mă strânge. Și să știți că nici nu se transferă. Nu se transferă. Doamne, cred că am tras losul norocos. Dacă vă întrebați de ce sunt îmbrăcată ca doamna directoare în sacou, sunt îmbrăcată pentru că am filmat un clip de try-on cu produse de vară pe care o să le iau în concediu. Cu ținute, mă scuzați. Da. M-am lovit la ceas. Și eu mai am un baie. Denisa, revinați.
Mai am în baie același cleanser, dar acesta este cu gel milk și acela este gel water. Deci ăsta este cu lăptic și cel al meu din baie este cu apiță. Ah, ce frumos miroase! Miroase foarte bine. Vine într-o cantitate de 200 de mililitri și ajută la hidratare, este și pentru demachiere și să știți că curăță foarte, foarte, foarte bine. Și este testat dermatologic, ceea ce apreciem foarte, foarte, foarte tare. Abia aștept să merg la dermatolog să văd ce părere are despre tenul meu și ce se întâmplă cu el. Și nu înțeleg deloc, deloc ce se întâmplă, că nu știu dacă voi vedeți, aceste burbonele pe care eu nu le mai suport. Dar în fine. Și mai am încă un produs și am terminat. Este vorba despre acest acid hialuronic de la Neutrogena, pentru că am fost eu acolo că îl recomandau pentru un plus de hidratare și am zis, ok, vreau să îl testez. Vine într-o cantitate de 30 de mililitri și spune că are o putere mare de hidratare, este cu acid hialuronic și vitamina E. Doamne, ce fancy pare! Fancy de astea de plastic. Hai să vedem. Mamă, e ca gelul. Cred că seamănă cu crema de care vă spuneam eu. N-are niciun miros. Da, n-are miros. Da, acu' e un pic lipicios. Nu știu ce să vă zic exact, pentru că nu l-am testat. De aceea aș vrea uneori să testez produsele înainte de a veni în fața voastră cu ele. Dar o să cred că o să fac un vlog cu produse, când desfac pachetele și cu părerea mea despre ele în alt vlog. Pentru că, sincer, vreau să vă spun părerea mea sinceră despre ele, nu părerea mea atunci la secundă. Că de asta aș testa fondul acesta de ten. Am zis că am tot văzut recenzii despre el, că ar fi un fond de ten foarte bun și am vrut să vin și eu cu părerea mea despre el, părerea mea sinceră. Și chiar este un fond de ten extrem, extrem, extrem de bun. Iar acum, pentru că am avut o comandă de peste 200 de lei, s-au gândit să-mi trimită și această protecție solară Velvet Milk cu 30% SPF, UVB, UVA și abia aștept să o testez pentru că această cantitate de bubăluf mie îmi place de nu mai pot. Vine într-o cantitate de 15 ml și eu zic că este perfectă pentru a economisi spațiu în bagajul meu de mare. Și fiți cu ochii pe mine pentru că urmează bagajul meu de călătorie. Da, sunt foarte încântată pentru că mai este puțin și plec în concediu și m-a lovit, nu știu cum să o numesc, m-a lovit o chestie. Chiar nu știu exact cum să vă zic ce m-a lovit. Nu știu, vibe-ul ăla de vacanță. Sunt așa, acum sunt pe plajă, bate soarele în cap și mă bronzez și nu mă interesează, domne, dă nimic. Dă nimic, n-am niciun stres acum. Da, mai glumești eu ce să mai fac. Acesta a fost vlogul meu de astăzi. Sper că v-a plăcut și sper că o să fiți în continuare alături de mine pe acest canal. Dacă vă place tipul meu de conținut, nu uitați să-mi dați un like, un share și un subscribe, să aprindeți clopoțelul, pentru că întotdeauna mi-a să zic clopoțel că mi-a băgat hâțu în cap, clopoțel. Dar dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să-mi dați un like, un share și un subscribe canalului meu de YouTube și ne revedem data viitoare cu un vlog din ce în ce mai interesant. Vă pupăcesc! Și nu uitați de Instagram!